cafeaua de dimineață te ajută să scapi de greață și-ți crește moralul să poți suporta. Bună dimineața, oameni buni! Cafeaua de dimineață, știri din Neamț, Mesagerul de Neamț, în direct. Am avut o perioadă interesantă și grea, unii ar spune amuzantă, alții ar spune deprimantă. Eu spun doar că a fost o perioadă în care în fiecare zi am avut în emisiune șefi de partide din Neamț. Oameni care au bine meritat de la obște și au primit la un moment dat votul, sau unii au fost numiți în calitatea de șef de partid, și care au venit aici să ne spună ce și cum prin partidele lor, ce și cum despre alte partide și mai ales ce și cum cu privire la aceste plaiuri binecuvântate, dar, cum spunea cineva, din când în când, plaiuri care e păcat că sunt locuite și de politicieni. Am spus ieri în finalul emisiunii că o să încerc să invit oameni care știu că se uită la această emisiune și nu numai că se uită la ea, oameni care se uită și au păreri, se uită și comentează pe Facebook sau în alte rețele, cum să spun, ca niște oameni interesați de ce se întâmplă în jurul lor. Câteodată comentează cu umor, câteodată cu năduf. Important este că sunt acolo. Și eu, cel puțin în emisiune, țin de foarte multe ori cont de comentariile celor care în timpul emisiunii mai pun câte ceva acolo și după emisiune le mai citesc. Ieri am făcut o primă încercare să invit pe cineva, răspunsul a fost rapid. Da, om vedea ce om face, dar eu vin. Și a venit. Deci, domnul Alex Filimon, bună dimineața, bine ați venit. Bună dimineața, domnul Bălănescu, bună dimineața și ascultătorilor dumneavoastră. Mulțumesc pentru invitația surprinzătoare la emisiune. Haideți că surprinzătoare. Surprinzător este altceva, domnul Filimon. Haideți, în primul rând să vă spun eu, domnul Filimon este un pietreano-canadian. Pentru cei care nu își mai aduc aminte, noi l-am prezentat în Mesagerul într-un material. Este un om care a fost în Canada, a învățat, a făcut și afaceri, a venit înapoi, s-a apucat din nou de afaceri. Dacă vreți în două minute să vă prezentați, dar nu ca pe un politician, că n-aveți treabă cu politica. Nu, nu, nu. Ca un om normal. Foarte pe scurt, am terminat Rareșul în 92, am mers la București la ASE, am lucrat 2 ani, am plecat în Canada, am revenit acum 5 ani în Piatra Neamț. În Canada am făcut un MBA la o universitate bună, zic eu. Am făcut acolo niște afaceri, am venit înapoi în Piatra Neamț dintr-un motiv personal, pe care îl vedeți prin poze la mine pe Facebook. Da, așa. Un motiv frumos. Un motiv bun, da. Foarte bun. Și acum, de 5 ani în Piatra Neamț, am început și eu să mai analizez ce e în jurul meu. Și ce e în jurul dumneavoastră? Față de acum 5 ani, mare lucru nu s-a schimbat. Deci nu s-a schimbat mare lucru? Bun, și acum 5 ani ce era în jurul dumneavoastră? Ca să-mi dau seama ce nu s-a schimbat. Ei, căzusem așa, cum să spun, în bula mea sau în grupul prietenilor și n-am analizat foarte bine ce era acum 5 ani. Nu pot să spun că m-am uitat în stânga, în dreapta, am văzut dezvoltarea, am văzut ce se întâmplă, dar de 5 ani încoace eu n-am văzut mare lucru întâmplându-se. Cel puțin în oraș. Pot să spun, Alex? Da, sigur. Alex, ce vroiam eu să zic? Se pare că sunt niște probleme pe transmisie, mi se spune. Nu sunt. Ok, atunci mergem mai încolo, mai departe. Ai văzut timp de 6 zile emisiuni cu politicieni. Eu vreau să începem emisiunea de la următoarea zicală. Când un politician spune vom fi cu toții bine, se referă la ei. Când spune trebuie să ne sacrificăm cu toții, se referă la noi.
Crezi că este un început bun de emisiune după 6 zile de emisiuni cu politicieni? E începutul dumneavoastră de emisiune, așa. Ales de dumneavoastră. Așa. Da? Ce să zic, eu nu am venit să critic. Nu. Sau să... Nu. Hai să vedem. Da. Ei își fac treaba lor, își prezintă proiectele lor. Da? Ce mă interesează pe mine ca petrean în momentul ăsta, nu ca virgulă canadian, e să fie bine, foarte, sau foarte bine, atât în Piatra Neamț, cât pot să zic și în județul Neamț. Dar pe mine mă interesează în Piatra Neamț. Eu aici am business-ul, aici îmi crește copilul. Da? Deci eu vreau să am un mediu propice pentru aceste două lucruri. Da? Să dezvolt o afacere, să văd copilul reușit, să meargă... Să aibă o școală bună. Să aibă o școală bună, exact, să fie safe pe străzi, să profite de zona în care trăiește, da? Și dacă va vrea să plece în altă parte după terminarea liceului, va vrea să plece în altă parte. Ideea ar fi ca mulți dintre cei care termină liceul aici, măcar câțiva să stea în oraș. Bun. Luându-le pe rând. Să ai un mediu sănătos, să ai și un spital performant. Așa. Știu că aici te lovesc. Mă așteptam, nu e nicio surpriză. Aici te lovesc și pe tine, pentru că altfel nu mi-explic cum ai intrat în arenă atunci ca să te duci, pentru că e nevoie de un spital. Bun. Asta îți dorești. Ce avem din toate astea? Din toate astea avem școli bune. Avem câteva școli bune și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Da, 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 doar știți. Da. Că eu sunt implicat cu un liceu în mod special. Liceul Petru Rareș, nu e nicio, deci nu aici nu suntem la o emisiune comercială să nu dăm nume. Nu știu, nu vreau să deci dau nu vă faceți să... probleme. Da. Puteți da nu, orice nu nume, n-am niciun fel de probleme. Sunt implicat foarte mult sau cât pot eu de mult în ceea ce se întâmplă acolo cu absolvenții și cât putem noi să ajutăm, putem să ajutăm. Dacă tot putem spune tot aici în emisiune, vreau să menționez, nu știu dacă s-a menționat până acum, că există un proiect de renovare al liceului care cu autorizație de construire, cu autorizație de construire, deci nu doar un proiect, pe care sper să-l văd finalizat în timpul vieții mele. Cam de când este? E de vreun an de zile. Am înțeles. Nu e, cum să spun, nu vreau să zic că e vina cuiva că nu s-a făcut. Domnul director Oniciuc s-a zbătut să obțină autorizația. Noi l-am ajutat cu proiectul și acum vedem de unde vin fondurile, ca să zic așa. Deci autorizație există, proiect există. Proiect există. Și ce vreau să specific este că e un proiect făcut și cu avizisul, care pentru un monument, știți și dumneavoastră, nu se obține foarte ușor. Și e important și pentru... cei care învață și care predau în clădirea respectivă. A, uite, de asta sunt bune emisiunile cu oameni care stau și văd lucrurile după. Eu nu știam de proiectul ăsta, de exemplu. Nu știe nimeni aproape. Deci eu nu știam. Bun, ar trebui să știe cei care ar fi fost în măsură să ajute. Unii știu. Am fost. Ați fost, ați vorbit. Am vorbit. Și a rămas vorbit. Deci, poate e bine să intrați în politică, ca să grăbiți lucrurile, nu dumneavoastră în general. Și acum ating un punct pe la care eu țin foarte mult. Așa. Deci, sincer, citesc cu multă atenție pe anumite grupuri sau la anumite persoane tot ce se comentează, pentru că mi se pare că acolo sunt oameni care chiar ar da semne că se implică. Întreb și eu, pentru că zilele trecute tocmai am urmărit o conversație la tine pe așa. Cont și am văzut acolo niște... Mie multe lucruri nu-mi spun, în afară de Alexandru Iacob, pe care îl cunosc mai bine, profesorul de la Petru Rareș, mie nu toată lumea îmi spune ceva, dar am văzut acolo, s-a discutat despre învățământ cu foarte multă seriozitate și chiar cu propuneri. Da, corect. S-a discutat despre infrastructură cu foarte multă seriozitate și cu propuneri. S-a discutat despre sănătate la un moment dat, nu acum în postare, în alte postări, cu propuneri. Aș vrea ca toți acești oameni să-i văd
nu știu, în arenă, nu neapărat în politică, dar în arenă, pentru că sunt oameni care bănuiesc că marea majoritate dintre ei au reușit într-un business sau în ceva. Cam toți. Cam toți. Și care au idei. Și nu știu cum. De asta te-am și invitat în emisiune. Cum s-ar putea face trecerea asta? Nu cred că sunt întrebați. Cum s-ar putea face trecerea asta dintr-o parte în alta? Nu cred că din cei pe care știu eu ar fi cineva foarte interesat să intre în politică. Nu să intre în politică. Să găsim o formă. Nu știu. Forma, eu am început cu niște postări, doar să văd și eu ce mai zice lumea. Pentru că pe mine mă interesează. Și ești de acord că sunt oameni foarte mulți, cu foarte multe idei bune? Absolut. Dar sunt undeva, poate nu în lumina reflectorului, ca să zic așa. Da? Sunt foarte mulți oameni cu idei bune. Eu aș vrea să-i încă scot mai în lumina... sunt oameni cu idei bune în Piatra Neamț. Eu aș vrea să-i scot în lumina reflectoarelor pe toți cei care au câte o idee bună. Și mai spun o dată aici, oricine are o idee și vrea să o dezbatem, este binevenit în emisiune. Oricând, oricum. Tu, ce idee ai tu pentru dezvoltarea municipiului Piatra Neamț și ai vrea să o vezi materializată cât mai curând? Nu știu dacă e o idee. Eu, în viața mea profesională, am și predat acum ceva timp în Canada și sunt oarecum legat de educație. Deci eu mă așez foarte mult pe educație. De asta și legătura cu Petru Rareș, dar și în general postările mele au o tentă nu educativă, dar sunt foarte interesat de subiectul ăsta. Și eu consider că dacă am putea să take advantage, da? Să ne folosim de creierele care pleacă în fiecare an de la informatică, de la Rareș, de la Hogaș, ei pleacă. Da, sunt marea majoritate sunt pleacă. Sunt 600 de oameni care majoritatea pleacă din oraș. Se întorc, nu știu, 2, 3. Hai să spunem 10. 50. Hai să spunem 50, dar e mult. E mult. E mult 50. Da? Deci dacă am putea să-i reținem aici, eu zic că și orașul în sine s-ar dezvolta, pentru că acolo ai putea să ai inovare, ai putea să ai o afacere începută de cineva interesat care, nu știu, merge în Cluj, vede ceva și aduce produsul sau serviciu în Piatra Neamț. Deci sunt foarte multe chestii pe care educația le poate dezvolta. Da? Și în continuare, numărul 2 pentru mine în general și dacă știți și de la proiectul meu de management, da, știu. Sunt oamenii. Deci pentru mine contează foarte mult oamenii, echipa, cu cine lucrezi. Da? Mai puțin. Și aici am să fiu iarăși contrar valului sau curentului popular investițiilor. Eu sunt și pentru investiții, n-am nimic împotriva investițiilor. Dar făcute cu... Dar hai să le facem și să producă ceva. Făcute cu ceva, cap. Da? O plus valoare. Să vină, nu știu, din de la investiția aia să vină 200 de oameni în oraș. Sau măcar da? Sau să fie banii păstrați în Piatra Neamț. Sau să... Adică hai să vedem niște investiții sau care aduc plus valoare orașului. Da. Care ar fi genul ăsta de investiții? Pentru că și aici este o problemă. Investițiile se pot face într-un anumit fel de către o autoritate publică. Adică da. Până la o anumită limită poate să facă investiții, dar o autoritate publică poate să facă altceva. Să creeze cadru propice exact. Pentru investiții. Exact. Sunt multe exemple în țară, am citit, nu pot să spun că studiez asta zilnic, dar am citit, în care era un teren gol și s-au tras utilitățile, s-au oferit niște beneficii celor care vor să facă, nu știu, o hală, un centru de afaceri, unitate de producție, un call center, o treabă. Și Piatra Neamțul, cum să spun, are cadrul natural și zona în sine care ar atrage oameni. Eu am foarte mulți prieteni care îmi spun, mamă, lăbit, mă duc la București. Stai, tu trăiești la Piatra Neamț, ce frumos, ce minunat. Bun, e minunat 3 zile sau 2 zile cât stai tu la Piatra Neamț, dar în rest, adică nu comparăm Bucureștiul cu Piatra Neamțul. Da, știți cum tot timpul se spune, și aici sunt de acord cu dumneavoastră, că nu neapărat trebuie să faci investiții de dragul investițiilor. Noi, Piatra Neamț n-are bani, că este îndatorată. De unde a venit această datorie? De la investiții făcute fără, nu știu dacă fără cap. N-am fost aici, nu știu, da, dar deci, e clar că nu merg. Deci nu merg, că nu dacă merg. Ar fi mers, am fi avut, cum să spun eu,
semne că merg. Da, ai avea, nu știu, schiori, iarna ar fi coadă sau pe bine, pârte, asta e, cred că e nefericită cu schiorii, cu... dar hai să luăm așa, vine un străin, da? Coboară la gară, la așa. Gară, să spunem gară că la gară. Foarte frumoasă. Gara e frumoasă, dar e nelocuită, ca să spun așa. Exact. Avem câte trenuri, 2 sau 3 trenuri care vin și, mă rog, nici nu mai poți să le numești trenuri. Coboară la gară, da, sau vine cu autobuzul undeva, nu punem pe aia care vin cu mașina. Coboară la gară și zice, ce am auzit de Piatra Neamț, de telegondolă, da? Se duce la telegondolă, urcă. Mănâncă mici. Nu, și urcă acolo. Da. Și acolo ce face? Mănâncă mici. Care mici? Nu mai că nici aia nu sunt întotdeauna. A, am înțeles. Mănâncă popcorn și are, nu știu cum se cheamă din alea, pe vată. Și gata. Zahăr pe vată. Și asta e tot? Domnul Bălănescu, da, haideți să vorbim și pe cifre, da? Uitați-vă la cifre. Eu, nu știu, am aflat că avem direcția asta de statistică și mă uit la ei pe site. Și chiar într-una din postările mele am calculat, am împărțit. Deci Piatra Neamțul a avut într-un an de zile, cred că în 2019, 60 și ceva de mii de vizitat turiști. Da? Care înseamnă cât? 170 pe zi sau ceva de genul ăsta. 3 autocare. Da, da, hai să spunem și ce turiști sunt ăștia. Păi, vă dați seama. Că mulți dintre ei sunt veniți cu un business, în trafic, da, în tranzit. Bineînțeles. Dacă mă întrebați pe mine, dacă mai degrabă mă duc la Târgu Neamț, unde văd mănăstiri, văd cetate și mai trag o fungă și la Suceava, să stau acolo 2-3 zile, decât să mai văd și zimbrii, decât să vin la Piatra Neamț, dacă sunt turist. Da, aici te poți duce la grădina zoologică. Apropo mă de pot duce. Apropo de zimbri, avem o grădină zoologică care îmi spunea cineva că seamănă foarte mult cu un fel de mini-lagăr pentru ținut animale. Păi, nu știu dacă lagăr e, dar un fel de cușcă mai mare. Standardul secolului 19, când a fost făcută, cred. Grădina asta zoologică, sau la începutul secolului 20, nu știu exact. Da, mă rog, a fost o idee foarte bună la vremea aceea. La vremea respectivă, drept dovadă și v-am zis că oamenii contează, nu așa, Nicu Albu a făcut-o, primar, fostul primar, era extraordinar, este și acum, cum să spun eu, cadrul natural e fantastic, numai că combinația dintre colaci și dinozauri din plastic și niște păuni nu prea merge. Zic eu, nu știu, nu sunt peisagist, nu știu, sunt, nici eu nu de sunt la protecția animalelor, da, nu, n-am. Da, mai merg și eu pe acolo și văd câte un puști, care reacția lui spune totul. Deci reacția lui spune totul. Că eu ei am se mai uită și la televizor, se mai uită și... E, cum să spun, e păcat și de copiii aia că nu pot să se joace în voie în acel spațiu, care pentru mine ca părinte e un spațiu ideal pentru că n-am unde să o scape Erica. Da? Da. Și e păcat și pentru animale care stau acolo chinuite, niște cuști, care nu mai sunt la standardul secolului 21 pentru o grădină zoologică. Mai degrabă, cum am mai zis în niște discuții cu prietenii, mai degrabă muți animale în niște alte sanctuare sau la alte grădini mai moderne. Da, și lași un loc de joacă pentru copii, dacă tot l-ai transformat deja pe jumătate în locul ăsta de joacă. Am înțeles. Da, sunt multe lucruri care nu se discută. Acum revin la ceea ce spuneam înainte. În discuțiile cu cei care au fost invitați, am aflat tot felul de planuri pentru viitor. Unul din planurile dezvăluite în direct aici și în premieră a fost că nu se mai face spital nou la Piatra Neamț în locația actuală și că se caută o altă locație. Da. Chestia asta noi totuși știm, erai plecat în Canada, noi care am lucrat în presă de atâta timp, de prin 90 încoace, cred că am văzut cum s-au construit vreo 8 spitale și au și dispărut la fel de repede planurile. Acum, perioada asta, Piatra Neamț a fost lovit și de faptul că spitalul a fost transformat, nu știu, artificial sau nu, în spital COVID. Acum e așa un fel de hibrid. COVID-o normal, cum s-ar spune, acolo cât poate să fie normal un spital, mai ales cel de la Piatra Neamț. Tu ai fost și ai încercat să schimbi niște lucruri acolo.
Cum ai văzut în perioada asta comunicarea, tu și prietenii tăi, pentru că eu chiar am urmărit, comunicarea pe ceea ce a însemnat criza COVID? Ca un om care ai stat... Fac o mică rectificare. Da. N-am încercat să schimb nimic, am încercat să fiu manager. Păi tocmai, deci, că asta însemna să schimb asta, foarte știu, multe ce, lucruri. Nu știu ce puteam să deci, schimb. Deci ca manager, dacă încercai să fii manager cu adevărat, puteai să schimb foarte multe lucruri. La noi problema în spital este că aveam manager cu numele și conducerea în altă parte. Asta este problema mare. Dar hai să trecem, că asta nu e important. Cum ai văzut tu perioada asta, tu și prietenii tăi? Părerea mea din afară este că a fost oricum o perioadă foarte grea pentru oricine ar fi fost manager acolo. Indiferent de că e doctor, că e economist, că ar fi fost un jurist. Da? Deci e o perioadă cu o criză pe care, cum să spun eu, nimeni nu te trimite la un training cum să faci față pandemiei COVID în anul 2020. Da? Și atunci eu zic că ce s-a întâmplat în spital sau comunicarea lor a fost adecvată. Da? Pentru această situație. Că se poate întotdeauna mai bine, sunt sigur că se poate mai bine. Da? Dar depinde de stilul managerului, depinde de ce se poate primi de la minister, din câte înțeleg eu și ce decizii se fac pe plan local. Dumneavoastră știți foarte bine că managerul nu are un rol extraordinar de important în spital. Da? Nu poate influența, nu poate influența extraordinar de multe chestii în spital. Eu știu că atunci când mi-am făcut proiectul, toată lumea vorbea de investiții. Dom'le, să scrie acolo ce investiții faci în spital. E ca și cum eu sau un manager vine și zice vreau să fac o aripă nouă sau vreau să fac, să dotez spitalul vechi sau să renovez. Da? Astea sunt niște decizii luate de obicei în alte locuri. Investițiile sunt, cum să spun eu, discutate în alte locuri. Da? Ții legătura probabil și cu zona canadiană. Acolo cum a fost recepționată criza asta a coronavirusului, COVID-19? Oamenii acolo sunt mai relaxați și în general respectă regulile, dar să știți că și acolo sunt întrebări despre faptul că poate nu există, despre cât e de periculos, și acolo se schimbă statistici, câți au murit anul ăsta în aprilie, câți au murit anul trecut în aprilie. Serios? Da. Da, deci oamenii sunt oameni peste tot. Numai că oricum sistemul sanitar e mai bine pus la punct, plus că nu prea poți să ajungi acolo decât cu avionul sau din state cu mașina. Adică odată închisă țara, factori externi nu prea o afectează. Ca și Noua Zeelandă. Dacă ați citit, ei au terminat primii cu COVID-ul, au închis tot și, da, și după s-a liniștit aceea treaba. La noi, din păcate, nu e așa. Că stai într-o țară în care lumea circulă, te duci în Italia, în Spania, în Austria, în Germania, na. Te duci la mare, te duci exact, în Bulgaria, te duci... Da. Bun, hai să vedem care ar fi șansa municipiului Piatra Neamț în viitor, încă o dată, din punctul de vedere al unui om care are o afacere, are un copil, vrea să se dezvolte în Piatra Neamț și vrea să găsească un loc propice în care se poate să stea cu prietenii, cunoscuții. Mă repet, orașele se dezvoltă pe baza oamenilor. Bun, da. Revin să și vină, eu. Să vină oameni. Păi bun, haideți, eu vreau să vină oameni. Haideți, da, să-i aducem. Cum îi aducem, domnul Alex? Că asta, eu încerc să iau păreri, nu de la politicieni, că m-am săturat. Politicienii v-am spus cum e. Ei sunt oameni care vin și întotdeauna își urmăresc un interes pe termen lung sau mediu. Pe termen scurt sau mediu. Pe mine mă interesează vocea cetății, oamenii care vor să trăiască aici. Haideți să ne gândim noi doi cum poți să aduci oameni, da? Aduci oameni tineri la o instituție de învățământ, nu vreau neapărat, nu zic neapărat universitate, da? Sau școală profesională, sau poate să fie orice altă formă de învățământ, da? Așa vin oamenii, da? Se mută de la Piatra la Iași. Da. Da? Îi ai pe cei în vârstă,
Da? Sunt foarte multe orașe și în Europa și în Canada și în state în care oamenii se mută pentru că e o calitate a vieții deosebită. Da? Și își vinde apartamentul din Toronto, downtown Toronto, și vine undeva într-un sătuc, în sau Victoria, într-un orășel, în Victoria, da? La, cu barcă, cu aer curat, cu un spital foarte bun. Pe da? Afecțiuni care țin de întreținere, da. De... Da? Masaje, yoga, da? Da? Și omul își trăiește, cum să spun eu, apusul vieții, ca să nu zic altfel, într-o oarecare pace, fără trafic, fără metrou, fără în liniște. Da? Și după aia mai avem oameni care vin în oraș pe baza unor investiții care se fac. Și nu mă refer la infrastructură, mă refer la pur și simplu, nu știu, o firmă. Câte firme au venit în Piatra Neamț, mă întreb eu pe dumneavoastră, care să deschidă ceva sau un shop unde se produce ceva. Păi da, avem deschise magazine. Magazine, dar eu vorbesc de produs sau de servicii, nu de comerț. Și câte firme care produc în momentul ăsta sunt încurajate să producă mai mult, să li se creeze condiții. Bă, eu, cum să spun, mi-aș scoate pălăria în fața fiecărui om care are cel puțin, nu știu, 10 angajați din Piatra Neamț. Dar eu cunosc firme care au, nu 10, au sute, mult mai mult, sute de angajați. Da. Păi oamenii ăștia ar trebui să-i ții așa, în palme. Așa ar trebui să-i ții da, în palme. Da, sau măcar ar trebui să-i întrebi cum de ție ți-a ieșit. Exact, și nouă. Învață-i și pe alții, zi-ne și nouă, nu? Cheamă-ne la o cheamă-i la o discuție nepolitizată. Nu, domne, că te chemăm și tu ești... Așa să zici acolo că ai fost la stai în prezidiu și mai bine după aia dai pe Facebook. Da. Ne-am întâlnit cu oamenii de afaceri. Eu sunt convins că mulți oameni de afaceri pe care eu știu și mulți din ei ne sponsorizează la Rareș ar primi invitația asta cu drag. Să contribuie, să zică, să-și dea cu părerea la cum să aduci investitori. Haideți să vă întreb altfel. Cei din Roman cum au reușit să aducă niște centre de logistică. O să-mi spuneți că aveți linie electrificată și e 85, nu? Și asta. Și asta. Dar contează. Totuși cineva a sunat. Bineînțeles. Păi, acum discutam zilele trecute și la Rosnov, deci un orășel, da? Da. Care perspectivele lui sunt cum sunt. La Rosnov vine un lanț de magazine care își face un centru de distribuție. Așa. N-a ales Piatra Neamțul. Deși poate, pentru ei, ar fi fost mai bine să fie la Piatra Neamț, numai dacă ne gândim la gare, mă rog, nu știu, nu mă pricep care sunt criteriile. Dar s-a dus la Rosnov. Nu la Piatra. La Roman și în zona Romanului, Tămășeni, în zona aceea, dacă te duci acum, ai impresia, și nu cu ochii celui care trece în fiecare zi prin zonă, pe unul... Uite, o mai răsărit aici ceva, uite că se mai construiește, uite că se mai face asta. E altă mișcare. Păi, astea vă puteți uita și dumneavoastră, la câte permise de autorizații de construcție se dau, câte blocuri se fac în Piatra Neamț. Câtă apă se consumă, că Romanul consumă apă mult mai multă și nu aia care se pierde. Consumul de apă da. Este și apă industrială și altă. Mult mai mare decât în Piatra Neamț. Ceea ce îți spune clar. De asta sunt niște indicatori. Mie îmi place să mă uit la date, da? Să vorbesc pe numere. Toată viața și în Canada și aici eu am discutat pe numere. Eu cu gramatica și cu limba română mai puțin așa, de 7, da? Dar la numere zic eu că sunt destul de mult. Și eu asta îmi place să mă uit. Hai să ne uităm la turiști, hai să ne uităm la pensionari, hai să ne uităm la consumul de apă, hai să ne uităm la... Ce poți tu să faci la Piatra Neamț? Eu, prin postările mele, că m-ați sunat din cauza postărilor, nu vreau decât să deschid un dialog, să le dau la alții o idee și să știți că eu în lista mea am prieteni din toate partidele. N-am... Am observat și nu asta. Nu am. Și toți dau like sau comentează. Și... Ia ideea, dacă tu crezi că e bună, și folosește-o. Du-te la, nu știu, la șef și zi, uite, putem să folosim asta sau putem folosiți-o. Eu asta îmi doresc. Da? Să fie folosite, dacă sunt bune, să fie folosite. Sau măcar să genereze o discuție undeva. De ce pe grupuri sau pe conturi ale unor persoane discuțiile pot fi constructive, chiar dacă mai vine câte unul și face, mă rog, câte notă discordantă, dar ele în general sunt constructive și nu avem parte de același gen de discuții
Și în momentul în care interacționez cu autoritățile sau când câte un politician își pune câte o postare și ce urmează după aceea te apucă groaza. Deci e și aici asta o problemă. Probabil că este undeva o ruptură foarte profundă între cei care sunt la nivel de politico-administrativ și lumea care are un business, vrea să dezvolte și care au obosit și ei să mai tot atragă atenția. Mulți sunt obosiți, n-au alt mijloc. Da? Noi trebuie să avem grijă și de afacerile noastre, mici, mari, cum sunt ele, da? Și lumea nu se implică. Eu discut foarte mult cu prietenii mei și nu doresc să se implice. Dar care-i motivul? Păi, care ar fi? Au liniște acasă, ca să zic așa. Și probabil, într-o anumită perioadă a vieții, da, nu-ți dorești mai mult decât atât. Te duci, îți faci treaba, ai grijă de angajații tăi să fie plătiți, să meargă business-ul, că nu ești într-un centru industrial sau într-un centru financiar, deci aici trebuie să fii foarte prudent ce faci, cum faci, da? Nu te poți baza pe economie sau pe ce o să se întâmple sau ce o să vină la Piatra Neamț ca să-ți dezvolți o afacere. Foarte multe, atent la absolut orice. Foarte multe din afacerile de care discutăm, fără să dăm nume, dar fac mult export. Pe asta se bazează. Nu se bazează pe ce vând ei la Piatra Neamț. Și de asta pot plăti salarii bune la oamenii din Piatra Neamț, de asta lumea îi respectă în oraș și au grijă pur și simplu de afacerea lor. Dumneavoastră credeți că mie mi-era mai bine financiar la spital decât la afacerea mea mică în care stau liniștit și câștig mai mult? Deci, apropo de afacerea dumneavoastră, eu mă distram când puneam tot felul de meniuri pe perioada COVID-ului. Da. Parcă îi vedeam pe toți cum, scuzați-mă, salivau așa pe... Ei, cât putem și noi așa, nu avem școală, ca să spun așa, de bucătari, dar am pus niște meniuri, am oferit niște meniuri la spital, unor doctori pe care știm și pacienților și unor părinți a rareșiștilor care nu puteau să se deplaseze și am... Dar de unde pasiunea asta? Bă, nu știu, am descoperit-o și mă calmează. Te calmează? Da, mă calmează. Deci, în bucătărie nu sunt stresat. Deci, oameni buni, dacă vreți să vă calmați, vă enervează unii și alții, gândiți. Faceți niște paste, exact. Faceți niște paste. Faceți, cum ați făcut, raci, ce ați făcut din raci? Am făcut și din raci. Și trebuie să recunosc că pasiunea mea e împărtășită de un prieten de-al meu foarte bun, doctor în spital. Așa. Și el e mai bun ca mine, clar, la gătit. Are nume sau nu? Are nume, doctor Pop Ciprian. Domnul doctor, vrem să împărtășim rețete. Și facem împreună. Mie îmi place să fac mâncare mai, cum să spun eu, pentru suflet. Așa. Lui îi plac chestiile fine, cu sushi, cu aranjamente pe farfurii. Deci ne completăm, ca să zic așa. Da. Ce să zic, domnul Alex, avem și comentarii. Din păcate, azi dimineață am avut niște probleme cu internetul și v-am și așa. Spus. Au fost mici probleme tehnice, dar o să punem înregistrarea ca să nu avem așa. Avem dacă și câteva comentarii. Nu vă faceți probleme. Sunt la observatorul de pe Cos, da, de unde ar trebui să văd orașul spre Hotel Ceahlău, spune o doamnă, așa. Și spitalul. Nu se vede nimic din cauza vegetației crescute sălbatic. Nu mai spun nimic despre construcția de aici, care nu știu cu ce scop are. Îi spune eu, doamne, că inițial scopul era și de WC-ul acolo, dar pe lângă așa. Altele. Și doamna ne întreabă ce părere avem noi, că tot am zis că stăm de vorbă cu toți. Ce? Rog următorul invitat să mai stea un pic, că intrăm da. Și cu dânsul. Ce părere să am? Acolo, vă dați seama, trebuie regândită toată infrastructura, tot ce vrei să faci acolo. Nu știu exact nicio ce scop are clădirea aia acolo. Noi ne-am întrebat de vreo 6 ori ce scopare, dar n-am primit nici noi niciun răspuns până acum. Dacă dumneavoastră nu primiți răspunsul, vă dați seama că tot mai puțin eu. Da. O altă doamnă, ar trebui analizate echipele liderilor care, nemțeni, mă rog, face referire la emisiunea dinainte așa. Și astea de acum, care nu prea înțeleg
că sunt oglindirea perfectă a neantului, nu a neamțului. Toate investițiile făcute sunt făcute cu război și bătălii, exact cum mulți dintre ei fac campanie electorală. Acești oameni ar fi fost la cârma neamțului din credință și ar colabora, ar fi fost totul perfect. Da, așa este, numai că în politică e cam greu. E foarte importantă și echipa, pentru că echipa și filtrează, din punctul meu de vedere, ce mesaj ajung sus. Pentru că sunt momente în care nu prea poți să ajungi la președintele partidului, să zic. Pentru că sunt cei din jur. Și echipa e foarte importantă. Doamna are dreptate. Încă o doamnă. Doamnele s-au uitat astăzi cu precădere. Bună dimineața, oameni cu idei bune sunt și foarte corecți. Din păcate, acesta este un mare defect în ochii celor care conduc România la ora actuală. Nu știu dacă e un defect, cred că mai mult ne consideră blegi sau... Fraier. E mult zis. Adică dar suntem buni la plătit impozite, suntem și noi pe acolo. Da. Alex, eu îți mulțumesc tare. Domnul Vali, mulțumesc pentru emisiune. Încerc să obișnuiesc lumea să vedem în emisiune și alte personaje decât politicieni. Alte personaje care să deschidă câte un geam, un gemuleț mai mare, mai mic, să facem o deschidere spre viața normală. Eu sper să mai urmeze și alții. Eu sper și eu. Ba chiar vă rog să-mi recomandați. Am să vă recomand. Și dacă îmi recomandați dumneavoastră, îl chemăm. Eu zic că va fi bine. Și eu zic că va fi bine. Mulțumesc tare mult. Mulțumesc pentru emisiune. Oameni buni, facem o scurtă pauză, încercăm să resetăm tot sistemul și intrăm cu al doilea invitat, care pentru puține minute are de făcut niște anunțuri importante pentru o categorie importantă de tineri. Deci, fiți atenți, interesează nu numai pe tineri, și pe părinți, pe cei din jurul lor. Încă o dată îi mulțumim lui Alex Filimon, îi dorim mult succes cu business-ul, cu fundația, că acolo s-au încercat multe lucruri bune. Cu Erica, în primul rând. Și poftim? Cu Erica, în primul rând. Și, bineînțeles, cu Erica. Mulțumesc. Care este, cum să spun eu, îndreptarul său de acum în viață. Cam așa. Cele bune, numai bine. Mulțumim. Și ne revedem în câteva minute, numai să resetăm sistemele. Zi frumoasă.